Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, de câteva săptămâni tot auzim lumea în jurul nostru că se plânge de virose și dacă nu ni se pare că sunt 2-3 oameni răciți. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Unii chiar cunosc mai de aproape asta, e o viroză super nașpa. Și medicii spun că spitalele sunt pline, mulți dintre pacienți sunt copii. Iată, de exemplu, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Grigore Alexandrescu din capitală, spital de pediatrie, ajung zilnic în jur de 400 de copii care au boli respiratorii. Secțiile de specialitate sunt arhipline, a declarat pentru news.ro dr. Carmen Zapucioiu, medic specialist în pneumologie pediatrică la spitalul respectiv. Mulți dintre acești copii rămân internați în spital. Unii au nevoie de oxigen, pentru că suferă de pneumonie asociată cu insuficiență respiratorie. Deci nu... Adică priviți cu seriozitate viroza asta, că e foarte agresivă. Iată ce spune dr. Zapucioiu, citez: în această perioadă sunt foarte multe viroze respiratorii, sunt mai multe decât au fost în alți ani și parcă sunt mai multe și decât erau înainte de pandemie. De 3 săptămâni numărul lor a crescut foarte mult. Foarte multe boli respiratorii pornind de la rinofaringită, deci guturai, virozele obișnuite, dar sunt foarte multe care evoluează nefavorabil și care merg către pneumonie asociată cu insuficiență respiratorie. Mulți dintre copiii care sufereau de astm bronșic au acutizări ale astmului în această perioadă. Am mai spus doamna doctor. Ea zice așa că, în special în cazul copiilor, ar trebui folosită masca și în spațiile exterioare, atunci când afară este ceață, de pildă, pentru că aceasta este încărcată cu particule poluante de mici dimensiuni care pot ajunge profund în căile respiratorii, ceea ce duce apoi la complicații. Mai este un factor care poate a favorizat în perioada aceasta evoluția așa de severă, spune dânsa: gradul mare de poluare care a fost în ultimul timp la nivelul Bucureștiului, de exemplu. Urmărind pe site-urile care afișează gradul de poluare, s-a văzut că acesta a fost tot timpul foarte ridicat. Aș recomanda părinților, dacă scot copiii afară când este ceață, de preferat să nu-i scoată, dar dacă nu au încotro că trebuie să meargă într-un anume loc, să pună copilului și pe stradă măscuță, ca să limiteze respirarea aerului cu multe particule poluante. Deocamdată, cazurile de gripă au început să apară, dar sunt probabil la debut. Probabil că vor fi număr mai mare în decembrie, ianuarie, februarie. În spital nu am avut copii internați momentan cu gripă, a declarat dr. Carmen Zapucioiu pentru news.ro. Și avem și câteva sfaturi pentru evitarea îmbolnăvirii, tot de la doamna doctor: izolarea copiilor bolnavi de restul colectivității, evitarea locurilor de joacă extrem de aglomerate, portul măștii în spații închise, alimentații cu fructe și legume proaspete. Și iată ce mai spune: cred că toți părinții știu sfaturile acestea, să evite contactul cu alți copii bolnavi. Dacă au copii la grădiniță, să nu-i trimită bolnavi la creșă, la grădiniță, cu tuse și cu nas care curge, pentru că îi vor îmbolnăvi pe toți ceilalți din grupa respectivă. Apoi, locurile de joacă, cele care sunt în interior, în mall-uri, de exemplu, sunt un mare pericol pentru copii. Se adună acolo într-un spațiu foarte limitat, se adună mulți copii. Dacă unul dintre ei este bolnav, strănută pe toboganele respective sau pe bilele care sunt în locurile acelea de joacă, vin alții și oricât ar fi de sănătos și cu sistem imunitar normal, nu are cum să scape copilul fără să ia o infecție respiratorie. Și, mă rog, deci, atenție, aceste sfaturi sunt oferite de dr. Carmen Zapucioiu, medic specialist în pneumologie pediatrică la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Eu aș spune că ne-am întors la normalitatea dinainte de toată nebunia care a durat 2 ani și ceva. Practic, și înainte, intrau cei mici în colectivitate și luau unul de la altul și se întâmplau lucruri de genul ăsta. Ce-i neplăcut e că viroza asta prin care a trecut și Vlad durează mai mult, știi că de obicei se știe răceala, durează 7 zile, asta durează mai mult, a avut și fiul ăla migradul. E un alt soi de virus. Și a tușit foarte nasol și a trecut, a scăpat greu de tusea, n-am ajuns cu el la spital, slavă Domnului, dar e o viroză, cum a spus doamna doctor, mai agresivă decât de obicei. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit în urmă cu vreo 3 săptămâni cu doctor Alexiu, șefa medicilor de familie din București, Ilfov. Și dânsa a spus că 2 ani de absența virozelor, pentru că lumea a purtat în general măști, sigur, virusul COVID, care e super, super contagios, a reușit să treacă de aceste sisteme de protecție, dar virusurile obișnuite nu prea. Și recunosc că da, 2 ani cât a fost pandemia, eu n-am răcit deloc, n-am avut nicio viroză, n-am avut nicio problemă. Din noi, da. Am avut COVID odată, că n-am putut să scap. Dar lumea în general n-a prea făcut răcel. Știți că se vorbea că a dispărut unul dintre virusurile gripale. Și în mod bizar, și acum,
pentru că am revenit la normal, virozele revin cu foarte mare putere. Ce a fost cu adevărat uluitor în toată perioada aia e că n-am mai tras curentul. Știi? Da, corect. Nu... Ce rău ești. Da, da. Da, mă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.